Hristos a înviat! Așa, după cum bine știți, nu neapărat după cuvântul Evangheliei care s-a citit astăzi, nu neapărat după rânduielile cântărilor de la strană, ci chiar din noaptea de înviere noi știm că cei din tâi martori ai învierii au fost sfintele femei purtătoare de mir, pentru care biserica a rânduit. Dacă vreți să vă concentrați în capătul, vă puteți da mai în față ca să nu vă întindeți, să vă împingeți. Prin care biserica a rânduit ca și femeia creștină în Iisus Hristos Domnul să aibă o duminică de cinste și rânduită în calendarul creștin ortodox. Deci așa cum în ziua lui 8 martie, noi spunem că e ziua internațională a femeii, aici intră și păgânii, și budiștii, și musulmanii, și toate religiile, dar Biserica Ortodoxă își cinstește cu deosebire atât femeile Vechiului, cât și Noului Testament, prin această zi numită Duminica Femeilor Purtătoare de Mir sau a Mironosițelor. De aici și termenul de mirean sau de mireancă, adică purtător de mir pe frunte, la Sfântul și Dumnezeiescul Botez, sau când spunem noi, la mirungere, deci când am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Mirul acesta despre care este vorba nu este un mir oarecare. Este vorba de femeile care au cheltuit bruma lor de avere, Ioana, Maria, Salomeia, Maria lui Cleopa, Maica Domnului, Maria Magdalena, care s-au dus și au cumpărat mir de nard, ca la 100 de litre, așa arată Evanghelia, și au venit și au înfășurat pe Mântuitorul în giulgi de in și au turnat mir după legea iudaică, pentru că fiind morminte săpate în piatră și fiind cald afară, să nu stârnească epidemie sau boală sau vreun focar de infecție. Și atunci aceste miruri depărtau ceea ce spunem noi astăzi, sursa de infectare, de putrezire cu miros din acela, cum știți că miroase în morgă. Ei, acest mir a fost dus fără sfială la mormânt și spune că cele din tâi și dis de dimineață care au pornit pe cale în răsăritul soarelui în ziua cea din tâia săptămânii au fost mironosițele femei. De fapt și de drept martori adevărați ai învierii, și dacă ne aducem aminte și suntem cu luare de seamă, vom vedea că în cele 12 evanghelii a învierii întâlnim următorul text. Și de dis de dimineață în răsăritul soarelui, femeile mironosițe au plecat spre mormânt cu mir să lungă pe cel îngropat și își puneau problema cine le va răsturna piatra de la ușa mormântului. Și atunci a apărut Hristos în fața lor și a zis: pace vouă. Și ele, cuprinzându-le sau cuprinzându-i picioarele, s-au bucurat și le-au sărutat. Acest lucru îl face chiar Maria Magdalena, îl face chiar Maica Domnului, chiar Maria lui Cleopa, chiar Ioana și cu Salomeia și celelalte mironosițe, pentru că se pare că mai era, s-ar putea să fi fost și Marta și Maria, adică Maria cealaltă care era sora lui Lazar. Și în felul acesta și-au dat seama că au întâlnit trupul îndumnezeit al Mântuitorului, fără semnele pătimirii crucii. Deci ceea ce arată clar că omul Dumnezeu nu a pătimit, ci a pătimit umanitatea îndumnezeită acolo prin ascultarea și supunerea până la moarte pe cruce, că așa spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său l-a dat la moarte și ce fel de moarte, moarte pe cruce. Ce rămâne însă important? Nu mărturia femeilor ca mărturie, pentru că noi astăzi suntem de 2000 de ani martori ai învierii.
Rămâne mărturia femeii prin ceea ce a putut lucra ea ca martor al învierii. Și aici, în Duminica Mironosiților, noi sărbătorim pe cea din tâi mironosiță, pe strămoașa noastră Eva, care a bocit și a plâns 5.000 de ani în iad pentru greșeala săvârșită, lucru pentru care Mântuitorul s-a pogorât până la iad, luând-o de mână și ducând-o la ușile raiului, de acolo, din pământul din care a fost luată ea, deci din pământul virgin al grădinii raiului, din care a fost alcătuită și plăsmuită când a adormit Adam și i-a scos coasta. Cinstim, în primul rând, pe Maica Domnului, Mântuitoarea Lumii și modelul absolut de femeie creștină pentru toate timpurile și toate veacurile, și aici Evdokimov se exprimă foarte frumos. Arhistratega oștilor cerești, care prin cuvânt și smerenie a biruit cerul și oștile îngerești, a biruit puterea Dumnezeului celui prea înalt, cucerind dragostea lui și devenind mireasa Tatălui, biserica a Fiului și în același timp și cuvântătoare a Duhului Sfânt. Bucură-te cea plină de daruri! Nu numai ca Maica lui Hristos purtător, ca om în pântece, dar biserica a Fiului, pentru că Maica Domnului rămâne biserica cea vie în veacul veacului. Deci ce face Maica Domnului? Cum spune în acatist, bucură-te turturea cu dulce glas, bucură-te biserică cuvântătoare, bucură-te biserica Dumnezeului celui viu. Deci în momentul în care Maica Domnului primește pe tronul mitrasului ei, pe Fiul lui Dumnezeu, devine Maica Cerescului Împărat pentru toate veșnicile, cum spune în capitolul lui Luca, la capitolul 1 până la versetul 25. Și mi-a făcut mie mărire cel puternic. Aceasta e icoana Maicii Domnului. Și mărirea, sau cum spune Cloș, și de acum mă vor ferici toate neamurile. Deci, iată cât de mare este cinstea Maicii Domnului, care de fapt este prima între mironosițe, nu ca mironosiță, ci ca tăinuitoare și trăitoare a sabiei pe care a prorocit-o Ana prin inima ei. După Maica Domnului cinstim pe Maria Magdalena, care a reușit să pună în încurcătură pe apostol, dar s-a pus în încurcătură și pe ea. Deci în certitudinea de a crede și de a săruta picioarele Mântuitorului noaptea, în ziua cea din tâia săptămânii, în momentul în care ajunge la mormânt și aude și cântarea de îngeri și vorbește și cu îngerii, când vine Petru și Ioan și se apleacă în mormânt și văd giurgiurile singure zăcând, intră în panică. Maria Magdalena povestește episodul întâlnirii cu Hristos, dar pentru că ea cândva fusese demonizată și fusese plină de duhuri rele și avuse patimi necuvincioase, nu avea credibilitate în fața apostolilor, tocmai de aceea Luca și Cleopa confirmă în Evanghelia lor și spune: ba, niște femei de ale noastre ne-au mai spăimântat că au văzut arătări de îngeri, ba că l-au și văzut pe Domnul. Deci iată incertitudinea. Aici este vorba de credința nestatornică a Mariei Magdalena, pentru că în clipa în care este șovăielnică în gândire prin faptul că este insultată de Petru, care probabil i-o fi zis: eu am fost cu el la schimbarea la față în tabor și vii tu să-mi spui mie o desfrânată că l-ai văzut pe Iisus, ce tocmai ție ți s-a arătat. Ei, tocmai ei i s-a arătat prin faptul că Maria Magdalena era în grupul de mironosițe în momentul venirii la mormânt cu mir. Și de ce să fericește atât de mult această, să spunem, această faptă, venirea cu mir la mormânt? Simplu. Apostolii au fugit ca niște lași, au luat rapid, cum se spune, bilet de fugă, că de când s-a inventat fuga nu te prinde nimeni, și au șters-o și au lăsat-o știrile romane păzind mormântul. A rămas sutașul cu soldații care păzeau mormântul. Ei, pe femei nici că le-am fricoșat problema soldaților. Ci ele au venit la mormânt cu ideea de a lunge pe Hristos cu mir, în respect față de învățătorul pe care îl cinsteau și învățătorul care le-a vindecat și a făcut atâtea minuni în fața lor. Deci, în primul rând, scoatem în evidență până în prezent un lucru. Demnitatea feminină, ridicată de Maica Domnului la rangul de cinste deasupra oștilor cerești, de aceea în Evanghelie nu spune: vai ție desfrânat-o, pentru că desfrânații vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, că se pocăiesc. Și aici demnitatea creștină
vine prin ridicarea la rangul de împărăteasa îngerilor a Maicii Domnului, care este modelul absolut pentru toate femeile, prin ce? Și am să vă spun imediat. Dacă în Adam toți mor, în Hristos toți înviază. Deci Hristos este modelul bărbatului absolut, umbrit în omenitatea lui Ioan Botezătorul, care spune, eu am nevoie de botezul tău, dar Hristos spune, tu lasă-ți să împlinească legea. Deci legea s-a împlinit, că Hristos a spus, Ioan i-a spus, eu mă micșorez, tu să te mărești, să crești. Deci Hristos crește și rămâne cuvântul veșnic peste toate veacurile, iar Ioan Botezătorul își încheie misiunea de a-L prezenta ca Fiul lui Dumnezeu și Miel care ridică păcatul lumii pentru toate timpurile. Și atunci ce se întâmplă? Modelul absolut al omului social este Iisus Hristos, corectitudinea, verticalitatea, demnitatea, umanitatea, cinstea, curajul și fraza, sau dacă vreți, cuvântul deschis și la obiect fără ocolișuri, deci de a și îndrăznit să spună Hristos, de mă vădește cineva de păcat, să spună, iar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești? Deci iată ce smerenie avea. O smerenie îmbrăcată în demnitate. Deci demnitatea de învățător, de arhiereu și de împărat a Mântuitorului Iisus Hristos este demnitatea bărbatului creștin desăvârșit. Adică împărat cap al familiei, împărat cap al făpturii peste toate celelalte, învățător, capovățuitor și educator al familiei creștine și în același timp, deci arhiereu prin ce? Prin ducerea familiei pe calea mântuirii, prin tainele bisericii, adică prin botez, cununie, mirungere, maslu, pocăință și așa mai departe. De ce am arătat lucrul acesta? Pentru că vine femeia creștină, la fel cu demnitatea reprezentată din Maica Domnului, care se legitimă și spune să nu fie o înșelare ca Evei oricând. Deci nu-și dorește o mărire de șarte. 1. Deci demnitate verticală. 2. Să-mi fie mie după cuvântul tău. Și tot Maica Domnului este cea care dă garanția demnității lucrării Mântuitorului Iisus Hristos când spune categoric la nunta din Cana Galilei să faceți ce vă va spune El. Iată ce predică lungă și la obiect. Să faceți tot ce vă va spune El. Ei, această demnitate a Maicii Domnului se răsfrânge în grupul de mironosițe care vor sta în jurul ei până la adormire și mutare la cele cerești. Deci când sărbătorim noi mutarea la 15 august. Dar nu asta este esența. Și dincolo de Maica Domnului, biserica n-are numai mironosițe care au purtat mir, ci biserica are mironosițe care au purtat cununile nevestejite ale biruinței lui Hristos prin ce? Prin sfintele mucenițe, pusnice și trăitori în Dumnezeu și mărturisitori ai dreptei credințe, pe care noi îi pomenim seara la litru. Eufimia, Fevronia, Chiriachia, Parascheva, Teodora, Mavra de la Ceahlău, Teodora din Alexandria, Fotinia, femeia samarineancă de la Fântână, Maria Magdalena. Deci este plin sinaxarul de femei sfinte, Sfânta Muceniță Iuliana, Sfânta Chiriachi, deci sunt Perpetua și Felicita. Deci sunt atâtea femei care au dat dovadă în arenele romane și în Coliseumul de la Roma, că nu moartea este cea care străjuiește sufletul omului, ci viața. Ele sunt rădăcina și izvorul, dacă vreți, acestor mironosițe purtătoare de mir, cărora biserica le-a dedicat această zi numită Duminica Mironosiților. Dar nu ne oprim aici, ci aceste mironosițe, deci cum spune acolo sângele martirilor, sămânța creștinilor, vin până în zilele noastre și se răsfrâng în ce? Se răsfrâng în doamnele creștine ale țărilor române care au condus destinele principatelor române. Deci să nu uităm de Teofana Basarab, să nu uităm de mama lui Ștefan cel Mare, să nu uităm de doamna Ana de la Bistrița, soția lui Alexandru cel Bun, care este ctitorul și întemeitorul acestui locaș când s-a dus moaștere Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, să nu uităm de Ruxandra lui Lăpușneanu, de Chiajna țării românești,
fata lui Petru Rareș, să nu uităm de toate doamnele care, femei fiind, ce-au născut? Voievozi, martiri și sfinți. Cine-i Ștefan cel Mare, cine-i Vlad Țepeș, cine-i Mihai Viteazul, cine-i Mircea cel Bătrân, cine-i Miron Barnovski, cine-i Bogdan Vodă, cine-i Alexandru Vodă, cine-i Dragoș Vodă. Deci iată, sunt fiii mironosițelor creștini ale neamului românesc. De ce spun acest lucru? Aceste mame, care sunt modelul universal al ortodoxiei românești universale, vin mai departe și nasc rădăcina mamelor noastre pe care le avem astăzi în biserică. Și nu trebuie să le spunem, vai, felicitări că sunteți femei, nici pe de departe. Felicitări că aveți o rădăcină atât de sănătoasă pe care unele vreți să o urmați și unele nu vreți să o urmați. Felicitări pentru mironosița care în viața ei n-a făcut avort. Felicitări pentru mironosița care în viața ei nu și-a înșelat bărbatul. Felicitări pentru mironosița care își crește frumos copiii. Felicitări pentru mironosița care împodobește biserica cu slujbele și cu prezența ei în fiecare sărbătoare. Felicitări pentru mironosița care își duce copilul de mână la împărtășit. Felicitări pentru mironosița care își duce copilul de mână la preot, la spovedit. Sau felicitări pentru mama ce își duce copilul la cununie. Își crește nepoții, își umple casa de icoane, își pune altar de candelă cu un de lemn în casa ei și cinstește pe Dumnezeu. Aceasta se atribuie femeii noastre ortodoxe universale. Nu putem felicita mamele dezmățate, deși sunt tot mironosițe, fiindcă poartă și ele pecetea Sfântului Duh prin botez sau a copiilor pe care i-au născut. Nu poți să tolerez sau să feliciți mironosițele de străbălate care uită că au Sfântul Botez și ele vor zice, dar ce suntem vinovate că suntem păcătoase? Sunteți vinovate pentru că în fruntea voastră a tuturor greșitelor stă Maria Egipteanca care v-a dat modelul de pocăință după modelul de destrăbălare. Spune lui Zosima, rușine mi-este a și vorbi și nici hârtia nu poate primi cele săvârșite în cuvinte care s-au făcut de mine. Dar când vine Zosima să o împărtășească, se ridică un metru de la pământ. Deci iată, nu au scuză, au și ele îndreptare. Există un model, Taisia, Pelagia, Tomaida. Deci Tomaida este modelul femeii creștine absolute, Sfânta Muceniță Tomaida, care în momentul în care s-a căsătorit avea un bărbat bine credincios, exact cum avea și Teodora de la Sihla. Și s-au sfătuit ei, bă, ce rost are să ne destrăbălăm și să ne facem de cap. Hai să trăim în cinste și curățenie și demnitate creștină. Și socru, sujinduind-o că era frumoasă, când a plecat bărbatul său tânăr, fiind la Plug și la Arad, a abuzat să încerce să desfrâneze cu ea. Femeia s-a împotrivit, și el, de ciudă, a tăiat-o cu barda bucăți. Și în clipa aceea, el a orbit, fiindcă voia să ascundă crima, să nu se mai știe, și s-a auzit un glas de înger la o mănăstire din apropiere, mergeți și aduceți trupul vasului alegerii Duhului Sfânt. Și starețul care era sporit a zis, dar cum noi călugări să punem mâna pe o femeie, pentru că e carnea care poate ispiti? Și atunci s-a auzit glasul îngerilor care a spus, aduceți-o în mănăstirea voastră și păstrați-o ca pe un mare odor, că îndrăzneala care o are la Dumnezeu va vindeca de Duhul desfrânării pe tot cel ce se va ruga la moaștele ei. Și au adus-o cu mare cinste și cântare și până în ziua de astăzi, deci moaștele ei sunt izbăvitoare ale păcatului desfrânării și eu le mai spun la mânzele astea tinere sau la băieți. Fă 12 metani și zi acolo, Sfântă Muceniță Tomaida, izbăvește patima desfrânării din trupul meu. Și în felul acesta, iată încă o pecete a mărturiei pentru femeia creștină demnă și cinstită. Deci, Evanghelia de astăzi nu este Evanghelia a 5-6 femei care au petrecut drama învierii, l-au văzut pe Hristos, au venit, l-au miruit și cu asta, gata, un act istoric, ce tot îl repetă biserica de 2000 de ani. Nu! Este un tablou pe care l-a început un pictor,
mai înainte de veci, adică Hristos, prin modelul Maicii Domnului și a Evei, ridicată la rangul de strămoașă a Maicii Domnului, dusă în grădina Raiului și sfârșit prin toate femeile Vechiului Testament, cum auziți în slujba cununiei, să fie binecuvântat ca Sara, ca Elisabeta, ca Ana, ca Rahela, ca care să mai pomenesc, Rebeca și care să mai pomenesc acolo, de ce Asineta, pentru că aceste femei au fost modelul de grație divină sau odihnă a Duhului Sfânt prin care biserica poate cinsti acest regnu uman, partea feminină, pe care partea bărbătească, acei Toma care vor permanent să pipăie coasta și să vadă dacă este semnul cuielor și a rănilor suliței, fac din femei obiectul plăcerii și a desfrânării, adică a dezmățului. Ei, femeia creștină este altarul Sfintei Mese din Biserica lui Hristos, pentru care pântece care dă viață, iar bărbatul este jertfitorul sau preotul altarului celui viu al femeii. Era odată un termen și cineva râdea. De ce bărbatul este considerat preotul și femeia potirul? Pentru că femeia poartă sarcina, viața dată de la Hristos, că nimeni nu poate explica cum să faci o zămislire. N-a venit nimeni să ne arate, afară de procesul biologic de fecundare, care este firesc în metabolism, noi nu știm cum se creează un copil din voia lui Dumnezeu și cum face el să iasă și cu daruri și sănătos și înțelept și întreg și așa mai departe. Acolo e mâna lui Dumnezeu, de-aia am inventat noi atâtea analize și paraanalize și când vrea Dumnezeu să-l scoată strâmb, cu tot cu analize iese sănătos sau fără analize iese perfect. De ce lucrul ăsta? Pentru a înțelege și Toma, care este și el un apostol al demnității, că femeia nu este instrumentul plăcerii. Femeia este biserica Duhului Sfânt și dătătoare de viață. Deci această duminică vine să dea de veste lui Toma că unul din martorii învierii care trebuie prețuit pentru toate timpurile este femeia. Și femeia în biserica creștină este de fapt totul. Pentru că dacă nu ar fi femeia, nu ar mai fi neamul omenesc. Dacă nu ar mai fi femeia, ar fi omul singur pe pământ. Dacă nu ar fi femeia, n-ar avea cine crește copiii noștri și noștri. Și dacă nu ar fi femeia, n-ar avea cine să poarte și să ducă mai departe demnitatea spirituală, tradițională și creștină a bisericii. Nu că bărbații ar fi necredincioși, ei nu se pot înmulți, chiar dacă legile mai noi dau dezlegare. Deci, bărbatul și femeia este autenticitatea familiei creștine binecuvântată de Dumnezeu la Cana Galilei. Ceea ce pot să spun și pot să închei, pentru că nu cred că vă așteptați să vă țin prea mult să vă plictisesc, este aceasta. Femeia la statutul zilei de astăzi este egală cu bărbatul, nu cum se spunea în regula comunistă, că poate și ea suda sau căra mortar cu roaba. Nu. Femeia este egală cu bărbatul în virtutea demnității sfinte și a mântuirii. În sinaxar deopotrivă stau femei și bărbați, Adrian și Natalia, Zenovie și Zenovia, Galaction și Epistimii, sau ați văzut cum sunt, în Constantin și mama sa Elena, Sfânta Eufimia, Ioan Iacob de la Neamț, Teodora de la Sihla, Ioan cel Nou la Sceava, Cuvioasa Parascheva de la Iași. Deci egalitate de plină în șansa mântuirii prin Duhul Sfânt în Iisus Hristos. Și de aceea rugăm toate femeile care sunt astăzi în biserică să facă urechile mari și să ia aminte. Le va cere Domnul Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos socoteală de trei lucruri. De copiii care i-au născut și i-au crescut și i-au educat, de copiii pe care nu i-au născut și nu i-au putut crește și educa, și de copiii care îi puteau naște, crește și educa. Și le va mai cere o socoteală de modul cum au gestionat credința bărbaților lor, pentru că una din rolul mironosițelor în ziua de astăzi este și acesta. Ele și astăzi sunt purtătoare de mir și purtătoare de Hristos prin gura apostolului Pavel. Prin femeia credincioasă se sfințește bărbatul păcătos.
Iată ce atribuție puternică are femeia în biserică în ziua de astăzi. Dacă o iei pe mama lui Grigore Dialogul, tatăl era păgân. Dacă o iei pe Antuza, mama lui Ioan Gură de Aur, tatăl nu avea nicio treabă cu biserica. De ce lucrul acesta? Ca să ia-l pe Sfântul Gheorghe, la fel. Ia-l pe Sfântul Dimitrie, la fel. Pe Sfântul Procopie, la fel. Deci o să vedeți mamele creștine care au dus standardul mântuirii pentru toate generațiile și prezente și cele viitoare, pentru că copiii copiilor noștri ne vor îngropa și ne vor pomeni pe noi sau ne vor trece în sinaxarele sfinților sau a bisericii dacă își vor aduce aminte de noi că faptele noastre nu s-au sfârșit numai la butonul televizorului, la ușa frigiderului, la marginea patului sau în fața calculatorului sau în parc la distracție. Deci viața noastră trebuie să aibă trei cărări precise. Cărarea spre biserică, cărarea spre rai și cărarea spre Hristos. Hristos a spus, eu sunt adevărul, adică biserica. Eu sunt calea, este calea care duce la mântuire. Și eu sunt viața, viața veșnică. Și pentru că sunteți într-o formulă atât de numeroasă, vineri trebuie să știți că se sărbătorește hramul acestei mănăstiri, Sfântul Ioan Teologul, și va fi slujbă arhierească. Și sunteți invitați și poftiți, cum o va face și Părintele Stareț când va da anafora și probabil o să vă spună și dumnealui, și trebuie să știți că este frumos ca biserica să fie împodobită cu credincioși atunci când arhiereu este în mijlocul turmei, pentru că unde este arhiereu este Hristos, unde este Hristos este biserica, unde este biserica este și mântuirea. Amin.